fac pariu că nu știai asta despre planeta noastră. Băie și fete, bine ați venit la o nouă reacție foarte interesantă la mine pe canal. Ei bine, fraților, de data aceasta ne vom uita la un videoclip pe care l-am descoperit recent de pe YouTube românesc și mi s-a părut super, super mișto și am zis că trebuie neapărat să mă uit împreună cu voi la el. Mai exact, fraților, acest videoclip o să ne arate că fiecare planetă, boys, care există la noi în sistemul solar, ne schimbă pe noi ca oameni și în ce sens, fraților? Ei bine, ci că schimbă greutatea și puterea pe care o avem. Mai exact, boys, videoclipul ăsta se numește Câte kilograme poți ridica pe diferite planete? Pentru că, băi, dacă stai să te gândești, toată lumea, și fac pareu că toată lumea care se uită la videoclipul ăsta, știe estimativ cât de puternică e, frate. Adică tu, bănesc, care te uiți, știi că nu poți să ridici o mașină și nu mai trebuie să testezi sau ceva de genul. Știi că poți să ridici un par cu apă, știi că poți să faci anumite chestii și că anumite chestii, na, nu ai forță să le faci. Ei bine, boi, și că chestia asta nu e cum am crezut eu că n-ai pe toate planetele la fel, că până la urmă, de ce dacă sunt în spațiu, pe lună sau pe Marte, de ce pot să ridic mașini? Știi ce zic? Adică eu arăt la fel, am aceeași mușchi, am aceeași chestii, gen, de ce pot să fac chestia asta? Și că na, e o chestie chimică, e o chestie de spațiu și urmează să aflăm adevărul. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal și hai să vedem care e treaba. O să fie un videoclip super mișto și interactiv. Eu zic să vă uitați la ele că e tare, auziți aici. Bună, vă salută Bob, tipul. Asta e Bob, frățiorul. Gen, Bob o să ne explice cum stă treaba. Hai să vedem. Dorește, ridică niște greutăți. Aici pe pământ poate ridica și 68 de kilograme, adică propria greutate. Bun, deci Bob maximul pe care îl poate ridica el fără să-i se întâmple nimica este 68 de kilograme. Și câte kg are el? Nu este vreun atlet sau ceva de genul ăsta. Doar e un om normal. Ok. Să mergem. Bine, Bob, să vedem cât de mult poți ridica în altă parte a universului. Hai să vedem. Pe soarele. Este atât de cald încât cel mai bine este să mergem acolo noaptea. Glumeam și eu. În sfârșit, Bob e un robot. Poate suporta căldura. Soarele nu are o suprafață solidă, așa că nu va părăsi nava spațială. O gogoașă de 100 de grame cântărește aproximativ 2,7 kg pe soare. Opa, mamă, frățiu, ce și eu voiam să zic că pe pământ poți ridica cel mai puțin. Mamă, deci la soare și mai nașpa. De 27 de ori mai grea. Totul ține de masă și densitate. Mai multă masă, mai multă densitate, mai multă gravitație. E timpul să decolăm, Bob. Boys, deci Bob nu poate să ridice o gogoașă pe soare. Voi vă dați seama, boys, holy shit. Următoarea oprire, Mercur. Aici gravitația este mult mai slabă. Când Bob sare pe un cântar pe Mercur, cântărește de 2,5 ori mai puțin. Ce bestie. Okay. Aici poate ridica 170 de kilograme. Ok, bravo, bravo, ok. Confuz și cam hoinar. Bob trebuie să plece, se cam încălzește. Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare și se poate încălzi până la aproximativ 800 de grade. Dar Mercur se rotește foarte încet, așa că pe timp de noapte avem temperaturi șocante de minus 274 de grade. Venus! E bine că Bob are plămâni de fier pentru că oamenii nu pot respira normal aici. Venus e denumită sora Pământului pentru că are aproximativ aceeași mărime. Planeta noastră este doar puțin mai mare, așa că gravitația aici este aproape la fel. Bob își poate ridica clona de 68 de kilograme. Ah, bun, asta ziceam și eu. Bun, deci poate să facă chestia asta. Gen, aici poate să... e la fel, că e și gravitația, totul, densitate, cum spuneam ei la început. Deci aici poate să ridice la fel. Iar această clonă ar putea ține în brațe un cățeluș drăguț. Ok. Bine, mergem pe lună. Hai să vedem pe lună. Destul de puternic aici. Gravitația pe lună este de 6 ori mai mică decât pe pământ. Așa că Bob poate să ridice cu ușurință roverul lunar. De fapt, el poate ridica două, câte unul în fiecare mână. Asta înseamnă aproximativ 400 de kilograme. Alan Shepard este singura persoană care a jucat vreodată golf pe lună. O minge de golf pe lună cântărește mai puțin de 14 grame. O lovitură bună. Mamă, boi, zice, aici sunt de 6 ori mai mici, practic, nu? Că dacă el putea să ridice 68, hai să zicem 70 de kg pe pământ, aici 70 ori 6 vine 420, deci poate să ridice 400 de kilograme. Nu știu dacă vă dați seama, dacă cât gravitația este mai mică sau mai mare, nu mi-am dat seama, gen, faci un calcul și îți dai seama. Se pare că există apă pe suprafață. Fața lunii, nu este vorba de un ocean și nici măcar de un pic de gheață, ci doar de câteva molecule de apă. Deșertul Sahara are 100 de ori mai mult H2O decât aici, dar este totuși o descoperire destul de uimitoare. Marte. Dacă te afli vreodată acolo, vei simți o ușurință și o forță plăcută. Gravitația de pe Marte este de 2,5 ori mai slabă decât cea de pe Pământ, așa că ai putea să te lupți cu atleții profesioniști atâta timp cât aceștia rămân pe Pământ.
Bob poate ridica o motocicletă pe Marte și există o mulțime de locuri de parcare. Bob a tras de fiare cam mult. E timpul pentru o pauză, poate pentru a admira priveliștea. Bro, o motocicletă care e sute de kilograme. Din cauza prafului și atmosferei, apusul aici este albastru. La orizont, el poate vedea un munte uriaș. Este Olympus, cel mai înalt munte din întregul sistem solar. Ok. Acum să zburăm un pic mai sus. Phobos este unul dintre cei doi sateliți care orbitează în jurul lui Marte. Aici sus, Bob abia simte gravitația. Poate ridica un autobuz școlar. Și dacă Bro! Bob se decide să sară, va fi cel mai lung salt din istorie, pentru că nu se va mai putea întoarce niciodată pe suprafața lui Phobos. Mamă, băi! Aici dacă sari, nu deschide unde ușa, te duci, Bob? Bă, Doamne ferește! Acesta este Jupiter, un gigant gazos. Nu există o suprafață solidă aici. Bob ar cădea într-un nor de gaz. Dar Jupiter este de 317 ori mai greu decât Pământul, așa că gravitația aici este foarte puternică. Picioarele lui Bob se simt ca jeleul. Nici măcar nu este ușor să se ridice în picioare. Sărăcuțul Bob! Ai grijă, frățiorul! 27 de kilograme. Ok. E timpul pentru un impuls de încredere. Europa este unul dintre mulți sateliți ai lui Jupiter. Mamă, băi, vă știați că este o planetă pe nume Europa, eu nu știam. Și Bob se simte foarte bine aici. Ok, eu nu știam asta, băi. Ce voi știați? Cal adult. Cu asemenea forță de pământ, ar fi suficient de puternic pentru a răsturna o mașină sau chiar un autobuz. Mamă! Dar suprafața Europei pare bizară. Bob se simte aproape fără greutate și este puțin frică să se miște. Imaginează-ți că simți că poți zbura în orice clipă. Ar fi bine să începi să te îngrași dacă vrei să rămâi aici. Corect, corect. Atâta tort! Saturn. Acesta este tot un gigant gazos. Bob se va relaxa la bordul navei sale spațiale. Aici Bob e aproape la fel de puternic ca pe Pământ. Greutatea maximă pe care o poate ridica este de 64 de kilograme. Ah, bun, Bob... boys, bun. Deci cel mai mult până acum unde a putut? Pe lună. Pe lună. Ba nu! Pe ăla, pe satelitul ăla de dacă sără nu se mai întorcea. Atunci a făcut cel mai mult puternic, gen. Iar atmosfera este plină de amoniac și e destul de periculoasă. Chiar și pentru Bob. Titan, ca Titanic? Nu, nu chiar. Este a doua lună ca mărime din sistemul solar și se întâmplă multe lucruri acolo. Imaginează-ți un ocean uriaș de apă ascuns sub gheață și lacuri făcute din lichide ciudate. Mamă! Etan, metan, butan, propan, toate lichide. Acestea sunt gaze pe Pământ. Chiar dacă nu poate trăi aici și cu siguranță nu se poate relaxa pe plajele locale, Bob tot își poate arăta forța sa nebună. Aici el poate ridica 7 adulți, aproximativ 490 Bro, de kilograme. Ok, ce mișto! Este ca și cum ai ține în mâini o morsă mică, ceea ce nu ți-aș recomanda. Uranus. Corect. Această Mama, planetă Uranus. Este un gigant de gheață, fiind cea mai rece planetă din sistemul nostru solar. Uranus ăsta are inel de la pe lângă ea? Dar este că nu are o suprafață solidă. Noroc că Bob și-a adus o pătură în plus, pentru că temperaturile pot ajunge chiar și la minus 373 de grade. Gravitația este doar un pic mai slabă aici decât bine. Așa că Bob nu-și poate arăta mușchi. În plus, este un robot, așa că nu are mușchi. Dar totuși, poate ridica ceva de greutatea unei roți mici de tractor. Bravo, Bob! Neptun. Gravitația este mai puternică aici. Neptun. Pe Pământ, Bob ar putea ridica 68 de kilograme. Aici, doar 60. Ok. Și, la fel ca pe Saturn, vântul bate cu peste 2000 de kilometri pe oră. E chiar mai rapid decât un F-22 Raptor. Pluto. Nu vă faceți griji, Bob știe că nu este o planetă reală, dar este mult mai calm aici decât pe Neptun. Bob ar trebui să înfrunteze o sală de forță aici cu siguranță. Greutatea totală pe care o poate ridica o persoană obișnuită aici este de aproximativ o tonă și pot sări 7,6 metri în aer. Mi s-a făcut, gata. Bine, olimpice de pe Pluto ar fi atât de tari, dar că prea multe sărituri pe Pluto pot fi periculoase. Nu vrei să, să sari accidental în spațiul cosmic? Într-un viitor. Exact. Putea dori să trăiască pe alte planete, așa că Bob trebuie să facă puțină explorare în afara sistemului nostru solar. Proxima Centauri B este doar puțin mai mare decât Pământul, iar gravitația aici este aproape aceeași. Bob se simte ca acasă. Îl poate ridica ușor pe copilotul său metalic, care cântărește și el 68 de kilograme. A, deci aici e la fel ca la noi. Kepler 452b. Această planetă este doar puțin mai mare decât a noastră, dar este mult mai densă și mai grea. Gravitația este aproape de două ori mai puternică. Bob poate să se flexeze cât vrea, dar abia dacă poate ridica două găleți de apă. Poate că e timpul să-l chemăm pe ucenicul vrăjitor. Dar Bob Corect. Are probleme mai mari. În cel mai bun caz, pentru a zbura spre Kepler 452b este nevoie de 26 de milioane de ani, adică peste 50 de milioane de ani dus întors.
Ok. Ar fi bine să aduci niște gustări. Pe bune. LHS1140B. Acesta este un... Mamă, ce mișto arată asta, voi. Candidat excelent pentru viitoarea noastră casă, dar gravitația aici poate deveni puțin incomodă. Este de 3 ori mai puternică decât cea Pământului. Bob iese pentru a se plimba și se simte imediat ca și cum ar face o buclă într-un roller coaster. Poate ridica maximum greutatea iubitului său, Robo Labrador, care întărește aproximativ 20 de kilograme. Ce mișto, voi. Stea neutronică. Bob e în afara sistemului solar. Mamă! Chiar dacă este mică, o stea neutronică este incredibil de grea și are o gravitație foarte puternică. Este unul dintre cele mai grele obiecte din univers. Cu toate acestea, suprafața sa are o crustă subțire de materie solidă, așa că Bob poate ateriza cu nava sa spațială. Dar aici, bietul nostru robot este total neputincios. Nu poate ridica nici măcar un chibrit sau un ac. Bob nici măcar nu se poate ridica singur. Gravitația e atât de puternică încât îl transformă într-o clătită robotică. Bro, nu, frățiorul Bob, fraților. Nu mă așteptam la finalul ăsta așa de trist cu frățiorul Bob. În fine, băi și fete, aici s-a terminat episodul nostru. Dacă stați să mă întrebați pe mine, hopa, astăzi că a început un nou videoclip. Dacă stați să mă întrebați pe mine, a fost ceva foarte interesant. Bine, fraților, eu am fost Marius Iancu. Scrieți la comentarii dacă mai vreți să facem episoade de genul. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!